Ziua, un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni, bineînțeles, cu un nou episod, dar unul foarte, foarte special. Și asta e pentru că Gun Running s-a lansat și, bine, am făcut două live-uri ieri. Pisica deja și-a luat zborul. Și, bineînțeles, astea sunt motocicletele rachetă care sunt absolut incredibile dacă știi să zbori cu ele. Catering. Dacă nu, faci ce am făcut eu și te duci într-un gard. Dar oricum nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria noastră de GTA și mai vreți și alte episoade pe viitor. Bineînțeles, vrem să facem multe, multe episoade acum că s-a lansat update-ul și cred eu că seria asta chiar merită multe like-uri, așa că hai să vedem dacă strângem și noi mai multe la episodul ăsta special. Și mă gândeam să mai facem niște supply run-uri și să vedem dacă putem să facem misiunea aia. Știți că era o misiune nouă pe care n-am făcut-o încă pe live? Da. Mă gândeam la aia. Și fiecare misiune e cu ceva special. Ia uite-l pe ăla. Cine e ăla? Și-a luat cineva baza mobilă, vedeți? Lol, ce tare e. E cu negru și cu verde. S-a panicat de el, nu vreau să-i dau loc, dar ăsta face motocicleta mea de loc. Schimbă arma, nu poți? A schimbat-o, da. Pune pe mitraje, că ea nu face loc. Na. Lol, dă-i urcăvel. Gata, prietene, mă duc, gata. Ți-a gonit buci, animal! Da. Ce zici, pleacă, buddy. Bă, deci motocicleta asta mi se pare cea mai tare chestie din tot update-ul. Cea mai tare chestie. Deci e genială, frate. Nu există termen de comparație. Au făcut un avion cu roți, mini-avion, practic, cu care poți să faci glide. Deci nu există cuvinte. Parcă e foarte relaxant așa când zbori cu el, nu știu, parcă e calm. Da. Ia uite. Deci cu asta te poți distra, frate, în free roam o grămadă. Bun, hai să mergem și noi, hai să intrăm în bunker. Stați așa, să vă dau invitație în Securo Serv, mai întâi. Intrăm în bunker și trebuie să ne luăm de acolo un supply run. Bineînțeles, dacă vreți să vedeți toate detaliile despre Gun Running, am făcut două live-uri ieri în care v-am arătat absolut tot ce e de văzut. Am făcut cam 4 ore, cam 5 ore aproximativ am făcut live-urile. Cam așa, adunat. Deci dacă vreți să le vedeți, da, vreți să vedeți tot ce e de oferit în acest update, vedeți live-urile alea că sunt pe canal. Și da. Hai să aterizăm noi pe aici pe undeva. Pe aici. Știi cu ce s-ar compara? Asta. Știi cu ce s-ar compara plăcerea asta când zbori așa că e liniște? Cu plăcerea de la fidget spinner. Bă, ceva de genul. Ceva de genul, parcă e așa satisfacție când ești în aer și la început nu prea îți dai seama cum trebuie să faci glide-ul să fie perfect, da. Dar te obișnuiești și începi să faci glide-ul la perfect în care zbori foarte, foarte mult cu asta, știi? Și aia e cea mai tare chestie. Hai să vedem dacă facem și noi un supply run pe aici undeva. Bă, stai, dacă tot am intrat în bunker. Trebuie să avem noi, cred că încă două supply run-uri, am impresia. Să mergem pe aici. Voi ați intrat și voi în bunker cu mine sau sunt singur aici? Suntem afară, ne distrăm cu motocicletele. Ok. Eu mă duc aici în bunker la oamenii mei de știință, care creează arme pentru noi. Și astea sunt haine noi, apropo, ce mi-am luat eu. Pisica are o frizură nouă, chiar apropo la frizură, nu m-am uitat. Nici eu n-am ajuns, am tot zis că mergem, dar n-am ajuns la frizură. Bine, dar fața e că avem suficient timp, sincer, adică avem o grămadă de chestii. Uite, la research am un nou research, o armă nouă pe mașina aia. Și am supplies o grămadă. Confirm. Acum când am intrat avem tot așa, colo de ăla pentru altă armă, știi? Oricum nu cred că putem să facem a doua misiune, pentru că știi că e un fel de cooldown la supplies, după ce faci un resupply de ăsta. Da, e foarte mare. 2 minute. Supplies, hai să vedem. Dacă am dat steel supplies, cred că mă dă afară? Cred. Oricum, nu trebuie să le furăm pe toate, doar una. Din toate care sunt. Ne trimite un Forza în condo. Aoleu. Hai să-mi iau și eu motorul, deschidem aripile și îi dăm bătaie. Fără copaci. Bă, ce mă enervează că îi dau loc cuiva tot timpul. Bă, deci mi-am scos locul, știi, dar practic tu am impresia că nu poți să le iei pe amândouă. Bă, trebuie să-l în tine. Bă, e a doua oră, dar până acum a fost friendly, nu știu de ce. Prietene, stai că-mi pun-o. Vin cu rachetele, prieten. Ăla o fi care e? Ăla galben. S-a plimbat până cu culoi cu motorul și n-a făcut nimic. Am mai tras o dată după mine, dar m-am ferit, știi? Nu știam că a tras după tine, că mie nu mi-a zis nimic. Am murit, am căzut pe jos. Am tras după el cu rachetele, dar n-am aterizat ca lumea. Hai că am cerut un buzzard, visteu. Te-ai buzzard-ul? Da, prima dată destul de aproape. Ia-ți buzzard-ul tu, eu mi-au motocicleta, că am rachetele aia, deci la mine... destul de ok. Mă întreb către misiune.
să văd unde e. Da, la Gestacă mă duc și făceam și nimeni. Cred că vine la mine. De acolo ești acum. Ia-ți buzzard-ul și dă-i bătaie. Da, uite, uite că trage. A, prietene, dar nu, nu e așa frumos ce faci tu. Și-a pierdut motorul. Ba nu, dar s-a dat jos de pe ăla. Ia de aici, ia de aici. Hai, să vedem cum îți plac aceste rachete. Îți plac? Ia zi. La pachet. La pachet. La cadou. Gata, hai la misiune. Hai la misiune. Da, mă, că și-a pierdut vehiculul. Nu știu, aș fi vrut să văd. Ăla, că și-a pierdut motocicleta. Sperăm că s-a calmat. Bă, eu n-am treabă cu ei, dar nici ei să n-aibă cu mine, gen, știi? Îmi plac, bă, nu știu, motocicletele astea îmi plac prea mult. Sunt distractive. Deci îmi plac prea mult. Forza, Pisica, tu care e poziția? Unde ești? Sunt aproape de tunelul ăla, dinspre baza militară. Avem jumătate de oră, dar sper să terminăm mai repede. Jumătate de oră, timp să dai fail. Da, da. Mamă, unde? Hai că vă știu și pe voi. Da, e în baza militară. Da, e în baza militară. E în baza militară? E lângă baza militară, Mihai. Eu sunt cu elicopterul și a zice că e fix la intrare. Adică acolo e primul checkpoint unde trebuie să vă duceți voi, eu să rămân în aer. Eu mă duc în continuare cu motorul meu zburător. Cred că e un checkpoint aici, de aici începe misiunea. Da, am ajuns la baza militară și mi-arată aici checkpoint-ul pe lângă ea. Da, e un checkpoint pe lângă. Sau în ea, nu știu exact. Nu, e fix la poartă, e la poartă la intrare, vine pisica acolo. Ah, ok. Nu știu ce să zic despre asta. Uite acum, apără, steel supplies, vezi? Aha, și sunt în baza militară. Da. Îmi pun locul, mi-am pus locul. Și eu l-am pus. Eu am glonțe. Nu fac mare lucru, eu cum nu la hangarul ăsta. Mă duc să văd acum. Bă, da, n-am luat stele, voi vedeți? Nici eu. Da, nici eu. Poate luăm după ce luăm. Ce mai unde, unde am luat? Unde intri? Unde intri la asta? Eu n-am într-o la hangar de unde e avion de obicei. Ah, n-am într-un hangar, ok. Mamă, ce bine trag fraierii! Știu. Putem să bubuim din greșeală ceva oare? Să știu dacă se prea cu rachete sau nu. Nu știu, am tras un pic pe lângă și atât. I-am pierdut motorul, fuck. Mi-a făcut elicopterul. Nu, sunt bine, mi-a căzut motorul pe mine. A, nu e. Hai că eu îi mai curăț pe ăștia la intrare. Și eu. N-am mitraliera, am doar missiles. Hai băieții. Sunt. Dar sunt mișto. Bă, dar nu nimerește racheta mea pe niciunul. Aveți grijă și în spate. Da, nici la mine. Deci am loc și nu-l nimerește. De unde trage ăla? A, din spate, mulțumesc. Am murit eu. Avem, acoperi eu ce puțin am armele. Spatele un pic. Hai jos, prieteni. Bă, dar ăștia nu sunt militar normal. Da, nu știu, sunt blocați diferit. Ce trebuie să fac? Ah, trebuie să iau, gata. Uuu, ce haine! Amicule! Ce, ți-a dat haine noi? Da. E bună? Frumușele de alea scumpe. Uite de la mine, mă. Da, Juggernaut. Dar stai. Da, da, Juggernaut. Aaa, nu. Doar supplies avem. Da. Păi și cum îl iei pe ăla de aici? Păi cred că l-am luat eu și nu mai trebuie. Bine, supplies are now. Ah, da mă, ăla e, costumul trebuie furat. Și acum cum o iau pe pisica? Păi eu nu mă pot urca pe ăsta. Help, transport the supplies to the flat, nu știu ce. Aaa, uite că sunt niște campioane undeva. Trebuie să ieșim din baza militară mergând, apropo. Văd. Hai, dă-i pisica, dă-i. Hai că eu mă mașințele să... Păi da, dar nu știu pe unde s-o iau. Pe unde vrei tu, tot înainte. Vezi că sunt niște camioane albastre mai în față. Ai văzut? Tu vezi că nu mori în costumul ăla. Cum nu? A, nu mor? Mori foarte greu. E foarte, foarte greu damage. Da, da, îmi dă damage. Îmi bag niște viață și niște armură de aici. Body armor. Eu mi-am băgat niște armură. Du-te repede, du-te repede. Hai că... Aha. Văd. Mi-am scos arma nouă albastră. Nu să mă duc că îi rup cu asta. Bun, vezi că mi par a fi două camioane acolo. Două, da, două. Uite, sunt două aici. Oh, e un tank aici. Da, e idol. E un tank aici, idol. Nu cred că funcționează tankurile în misiunea asta ca să nu fie foarte dificil. Da. Oricum, duceți-vă spre camioanele alea. Eu protejez pe pisica. Eu încerc să ajung spre voi.
Oricum am primit global signal, am impresia, da. Că da, avem... da, tank! Tank, nu? Da. Mihai, nu poți fa lopel, ha. Bă, băieți, voi trebuie să conduceți. M-a bubuit cineva, m-a bubuit un tank. Fuck, e foarte grea mașina. Băieți, eu nu pot să mă, eu nu pot să conduc în costumul ăsta. Ce zici, dar eu sunt depart, să vin, așteaptă-mă. Poți să treci pe aici? Da, trec acum, dar faza e că m-a bubuit tankul ăla, mi-a tras o rachetă direct în mine. Ai grijă să nu distrugi camionul. Op. Mai e unul lângă. Suntem undeva în spate cumva, când nearby activity se transportă player carrying. Deci tu trebuie să te urci în spate și trebuie să te legi cu lanțuri. Lău, serios? Și cum fac să mă legi? Nu cred că pici. Trebuie să apasă... Eu cred că eu nu pic. Nu ți apare S sau F? Nu. Că nu pică. Așa o transport. Ce e, Caterinca? Tu trebuie să tragi acolo din spate. Nu pot să trag în ăla. Trag eu. Ce elicoptere? Doar minigun de la ei? Ok, băieți, să facem și asta. Ai minigun infinit. Bă, s-a deschis portul. Am să ieși faza militară. De. Crezi că mă legi de mâini și de picioare. Bă, frate, cu emisiunea asta e nebunit. Caterin. Și asta ține o misiune normală, știi? Adică cât de interesantă sunt astea normale. Îți place costumul ăla mare? Da, place mult. Ule! E Caterin cu până pici. Decolat un avion. Ce bune. Decolat un avion? Da, am tras după el. Avion de MC? Da, l-am băbuit eu. Problema e că m-a rumpit motorul. O să dau flip abilities, go. Merge? Da, bă, am dat, am mers, adică, dar nu știu cât de funcțional o fi. Pisica, vezi că ești pe margi, nu să pici. A, a căzut! Te-am zis. E căzut, a? Deci, până la urmă poți să cazi. Păi, da, dacă stă ca lumea, cade. Aoleu, am auzit o rachetă. Eu trag. Aoleu, două bazări. Băi, două bazări, de la vezi grijă. Poți să trag și eu. Trage cine dacă te fac. Am luat unul. Adică cum are motorul din când în când. E savage-ul, da, știu. Hai, capul. Am deci, dacă te prinde de poliție. Dacă te prinde savage-ul, te rup. A, mi-a murit motorul. Încearcă să fie, să iei unul nou, să te banu. Aaaa, bum. Încearcă să iei, să comanzi altul. Stai să văd unde o spaneză. Da, ar fi de el. Că avem nevoie de suport aerian neapărat. M. Secolă, secolă. Are cooldown un minut, la naiba. Asa, e bine, măcar că poți să-l comanzi. Într-un minut te decolegi și la noi. Momentan, hai să văd dacă se scape poliția asta, să că nu mai trage. Nu, bribe-ul e inactiv. Da. Deci te forțează să te bască poliția, mamă, practic. E plin de poliție. Mamă, e dezastru. Și e greu să... Dă-te mai pe mijloc. Mai pe mijloc? Da, mai pe mijlocul camionului, că ești pe margine iarăși, o să pici iarăși. Ați făcut stânga aici, a? Da, vezi? Hai, mă uși într-un vehicul și vin după voi imediat. Dar n-ajung cu ținta alergată. Mai să nu cadă pe noi. Gata, puțin pot. Gata. Mamă, nebunie. Asta e nebunie curată ce facem noi aici, oameni buni. Sunt grele misiunile astea, rău. Sunt grele, dar sunt mișto, adică asta e un standard fricom. Și cât de mișto e. Cât de mișto e făcută. Vin cu mașina de poliție pe voi. Hai, frate, misiunile astea sunt prea șmecheri. Mamă, 400. Bine, am fost în baza militară, e normal, știi? Nu, da, nenea! Lasă-ne! Nu știu care să care îți dau unul, că gen... Supply-urile trebuie să le folosească la ceva, înțelegi? Nu știu. Vezi că mai face cineva misiune pe hartă, vezi că ți apare cu... Da, cu roșu. Savage în spate, am presa. Știu, asta fac asta. Dar numai Savage-ul au venit. Da, dar nu mai nimic. Mai interveneau buzzer-ul, dar acum fiind update-ul. Am mai avansat și noi, adică... Mamă, cât mai avem. Sunt curios cum sunt celelalte misiuni. Nu avem foarte mult, dar sper să vină Mihai cu un elicopter ceva, că... Vin cu mașina în pulții, momentan ca în cooldown pe ăla. Mai am un pic. Un minut, a trecut un minut. N-a trecut. Acum. Acum a trecut. Ia-ți ăla, că dacă ne întâlnim cu alți player o să murim, Mihai. Acum decolez stash. Am nevoie de suport, neapărat. Avem două savage-uri în spate. Pisei peste... Și ne întâlnim în cooldown. Pisica cu miniganul ăla. Ce e, dar ne întâlnim cu player. Poate. Două savage-uri în spate. Sunt în aer, bine. A dus apă.
Și nu știu dacă am super pisica asta, ce e a mie în mașină. Nu, eu o să rămân roșie. Hai mă, prăbușește, ți-e tu în pisici. Hai Mihai, ia-ți zborul. Sunt deja, noi vin spre voi deja. Mai am putut și ajung. Dar câte mile mai avem, Max? 40, de 0.40. Hai că nu mai avem mult. Sunt aproape, dar cred că cineva la bunker. Vine spre bunker, e pe autostradă. Să nu fie ăla galben. Păi veni și ăla să facă aceeași misiune. E chiar ăla galben. Unde-s mă, alea? Cred că poate să te omoare din prima așa. Pe mine nu. Bum, bum. Bun. Ok, gata, nu mai trage, nu mai vin. Pleacă. Bun, da. Mi-a dat mesaj. Gata, intrăm în bunker. Bine așa. What the fuck? Uite mă pe mine acolo. Doar pe ea, băgat-o. Da, am văzut. Ce drăguț. Lol. Mai bine. Super a fost misiunea, mi-a plăcut. Și mie mi-a plăcut. Noi. Facem pe mine. Uite cum arată asta a mea. Uite-te puțin la asta. Nu știu unde e Max. Nu, unde ești Max? Afară? Afară suntem unde, da. Mi-a făcut albastră. Vreți să vedeți ce e pe mine? Ce e pe tine? Stați așa. Nu, am bucat. Ce face aici? Să faci check la armă, ca la ce se goște? Uitați-vă la mine, la ținuta mea. Nu, uite cât de bube am. Și la nas. Hai să mă duc să văd. Că sigur acum te lasă să faci supplies iarăși, dar nici nu-ți dă un calcul când se fac, când poți să faci din nou. Mă enervează ăsta, că nu e al nostru. Cine? E așa frumos? E aici, tirul ăsta, care nu bubuie. Nu-mi dau seama de ce. Stai așa că mă duc eu până la... 4, până la calculator 5. Să văd exact care-i trebușoara. Bă, văd că splice-urile nu sunt full, deci ar trebui să ne lase. A băbui, mă? Eu am băbuit ce 4. Splice-urile nu sunt full în momentul de față. Hai să văd ce cooldown am de curiozitate. Și mă uit și ce research mai am. Am dat research la o grămadă rapid. Ca ai chestia aia cu banii. Poți să dai bani și zări research rapid. Fast track research. Ce-mi dă? O camuflaj pentru arme. Ok. Și următorul este... ceva pentru arme. Ok. Resupply, steel supply, zero shoot, yes. Merge. Merge, a? Hai să facem iarăși. A făcut măcar ceva bine? Nu. Bă, vreau și o motocicleta mea, oare mi-a dat-o pe aici? Și eu vreau, dar cred că e... Nu știu unde e. Cred că asta e a mea. Mi-a spunează de obicei. Da, așa că eu... Mecanic. Stai să sun la mecanic. Ce e, mă, Elysian Island? Și nu știu cum te cicate. Cel mai cred că e, nu? Să mergi cu motorul. E mai rapid. Nu e chiar o insulă, e acolo în zona cu meri, văd. Toate zonele vor fi militare, că e update-ul militar, adică na. E de așteptat. A, faza e că să avem foarte multe condus, foarte prea multe de trecut. Da, toate chestiile trebuie să le duci la bunker înapoi, da, nu? Da. Deci... Iarăși ne duce la bază militară, mă? Am ales în zona centrală, totuși, cu bunkerul, e ok, știi? Da, păi asta e faza, cred că din cauza asta a fost mai scump, pentru că e cel mai central dintre toate. Restul sunt unui papă, unui pe... na. A, ne duce în oraș, trecem pe la cazino. Păi în oraș. Doamne, mi-e așa frică când mă duc pe jos să-mi iau puțin boost. De câte ori pică de pe motor și mor. Da. Eu aterizez așa ușor. Elegant. Adică chiar mi se întâmplă. Opa. Asta face, planează și fără să-i dai boost. Dacă îți primi suficientă viteză, planezi. Full speed. Dacă te duci pe ciliat și ai aripile scoase, că poți să le pui și înapoi. Dacă ai aripile scoase de pe ciliat, te duci, frate, zbori. Și că am făcut aia pe live, ne-am dus pe Giliad. Să vedem, bum. Bine, cu plusul clar faci viteză. Bine, eu am și tunat-o și bagă mai mare viteză. Și eu. E un tip în spatele meu. Nu știu dacă are intenții bune sau intenții rele. Bine, ce era să mor, mi-am văzut moartea cu ochii, ești nebun. Stup de la curent. Printre. Ai trecut printre. Hai de capul meu, are viteză prea mare chestia asta. Și uneori prea mai poți să o controlezi la viteze așa. Bă, avem... Da, mă bucăm. Deci, două dintre ele... Nu știu. O să vedem unde ne trimite. Măcar una din ele trebuie să ajungă, știi? Mi-e frică să trag cu rachete.
Ar trebui să-ți fie frică strașul, cred. Ați ajuns acolo și ne-am dispărut punctul. Stop pe convoi. Oh, din nou trebuie să oprim convoiul. Ah, mi-arată care sunt alea care îmi trebuie distruse. Da. A, purit. Fa! Așa rapid? Da, păi m-am lovit de un ceva. Da. Am dat boost. Oh, n-am mai văzut tirul. Bă, trebuie să vă duceți după astea, vedeți că au un savage pe cer. Nu savage, e valchirie. Dar îmi spune că valchirie. Nu s-au încerc, cel puțin, dacă rachetele mele s-ar duce unde trebuie. Dar că la cât de grele sunt misiunile astea, tu te-ai dus singur. A ajuns primul. De ce n-ați ajuns și voi? Da, dar de obicei când mergeam la o misiune ne așteptam, nu mergeam așa singur. Da, dar vreau să le facem cât mai rapid, că mai avem o misiune specială în afară de asta. Înțelegi? Am omorât șoferul. Șoferii. Sunt de furați, două camioane sunt. Astea două? Da. Du-te mă că m-am omorât iarăși, nu cred, de unde? Deci vreau și eu să știu de unde m-am omorât ăla. Ați luat camioanele? Da. Sunt două insurgenți. Tu ai ajuns primul și mor, noi am furat astea. Păi da, frate, pentru că vine unul și îmi trage snipe în cap, gen instant death. Da, am văzut oricum trag ăștia bine, ci... Adică, frate, am viața fuc și mor instant. Mi-a luat bază, ca să pot să vă apăr. Ok. Ok. Dar dacă avem ghost-ul, îl avem încă în 10 secunde, o să vă dau ghost. În 10 secunde vă dau ghost, aveți grijă de ele. Uh-huh. Încă nu avem nimeni pe noi. Ce aveți blindate? Insurgent. Insurgent. Deci ar trebui să fim bine. Ghost, aveți ghost. Hai, dați-i tare. Văd că e unul cu bounty care vine fix în direcția noastră, nu că ar fi vreo problemă. Dați-i tare, oricum nu vă bubuie în ale. Fail. Să se gândă față în față cu ăla cu bounty, ce faceți? Nu, e sus pe pod. E sus pe pod. A, hai că l-o mor eu dacă pot. Are mașină cu turetă, da, e nebună. Gata, nu mai are. A avut. A avut, acum nu mai. Bă, avea bounty, adică nu. Banii, tot bani sunt, chiar dacă sunt puțini. Mă întorc să văd că sunt unii după voi. NPC-uri, ceva. Ia uite, 5.000, frumșel. Am să scola din spate așa. Băi, alea bounty lol. Toată lumea face misiuni de astea, voi vedeți? Că... Mm-hmm. Cred că de asta nu se ia nimeni de nimeni. Să farmeze, să deblocheze și ei, îți dai seama. Contrasens. Hai că sunt și eu pe aici să vă apăr. E bine că s-a făcut zi. Bă, a trecut o noapte aici. Deci nu știu când a trecut timpul. Ha, sunt mișto misiunile, na. Da, distractive. Și mă bucur că avem content nou din... Cât am așteptat, frate, atât ca contentul ăsta e nebunit. Cazul o grămadă. Mici. Mamă, ce e acolo în față. Aaaa, am trecut hai. Cam, ți-am curățat și eu puțin. Cât de cât... Am intrat ca un tank. Mă gândeam, știi, eram zic, bă, să trag, să nu trag, hai că trag, că totuși. Da, că i-aruncă și face mașina mai ușoară. Da. De culată și... E o soluție. Momentan astea nu sunt cred, mai că rapide, mai, da. Cred că suntem în regulă. Hai să mă uită pe hartă să vedea că vine cineva după voi, dar nu vine nimeni. Da, mai e cineva bine. Care are și el o misiune similară cu noi, că văd că are un insurgent cu culoanțe. Hai că mă de aici. Momentan e în regulă. A, s-a spunat unul în spate pe vostru. Am tras în el. Dor copac! Hai că nu mai e, a făcut X la ochi. Nu, ce s-au de acolo în spate. Păi normal, măi. Apărătorul profesionist aici și a... Să vezi ce am făcut eu la baza militară. Cât clear v-am făcut de inamici. Nu, că dacă nu erai acolo sus, muream de multe ori. La ce țintau aia, frate... Deci ai nevoie neapărat de cineva care să... Dea să zboare. Hai, mai mă blochezi, ai grijă. A, plouă. Hai că nu s-a blocat. Eta. Lol. Cum ați intrat amândoi de dat? Da, uite, ne-a pus frumos, așa? Da, stați așa că scot, stați afară, că scot, scot mașina aia lungă. Poate se băgă și la tine. Scot pe Optimus Prime. Păi da, vezi că ce-ar putea să se băguiască. Da, crezi? Cum a fost la mine, pe așa am pățit eu. Atunci nu-l mai scot, haideți înăuntru. Și-a început și-a făcut clip de la urât. Haideți înăuntru, în Optimus Prime. În? În, vă aștept înăuntru. Ok, hai să vedem.
Bun, hai să mergem noi înăuntru și să vedem dacă ni s-a deblocat vreo misiune. Da, ni s-a deblocat. Half Track Bully se numește. Lol, confirm? Half Track. Da, și o să vă dați și vouă o invitație imediat. Aia, e misiune... Misiune... Ah, de sesiune. Da, da. Mai bine. Misiunea de aia șmecheră. Procesor Lemo. Ați cumpărat tot ce trebuie? Da. Ok. N-am mai făcut-o pe prima, pentru că prima am făcut-o deja în live și am zis, bă, hai să facem ceva nou, știi? Da. Dar, hai să scurt cum e, abordam. Astea sunt misiuni gen heist-uri. Da, deci sunt un pic mai complexe. Da. Wow. Și mai lungi. Interesant. Ok. Ce să intrăm în barcă? It's in the dinghy. It's in the dinghy. Stai dinghy? Ok, Half Track Location. Da, trebuie să mergem să-l furăm, am înțeles. Dar ce furăm? Aoleu. Half Track-ul. Blood. Half Track-ul ce e? Da, da. E chestia aia cu șelul în spate. A, da? A, dreapta aici, total. Păi știi că le puteți lua mai ieftine dacă faci misiunile astea cu mine, nu? A, le-am luat cu... Da, cine a avut răbdare? Le-a luat direct. Da, și eu l-am luat. No, ce-i cu valurile astea? Uite punctul galben în față. A, chiar adevărat, acolo cred că trebuie să parcăm să ne infiltrăm silențios oare ca Hitman. Nu știu. Quiet approach, a zis. Wait for the instructions. Yes, quiet. Ia. Yeah. Hăcuim ceva. Yes. Ne dă acum locația ceva gen... Oh, lol, prin lol, camere. Lol, what? Să vede pe telefon unde e Half Track-ul. Ah, lol. Schimb camera cu săgeți. Te-am băguit camera. Lol, o mașină băguită? Ce schimb? Ah, cu săgeți. Ah, îl văd, îl văd, îl văd. Care camera? Camera 2. Ăla dinăuntru e? Da. Da. Am văzut de... Ăla colorat. Acum ce? Aștept să... Te scoată eu, că nu pot să controlez. Sunt mașini care patrulează în jur, ați văzut? Da. Sunt multe. Văd doi oameni aici. Bun, cum ies? Te scoate el automat. Are un timp. Gata. Ok, a zis să mergem să notăm, da, pentru că vor auzi în barcă. Deci trebuie să facem liniște, da? Da, da, da. Aveți amortizoare la ce nu-mi place mie, ce nu, fix ce nu-mi place mie. Eu nu sunt silențios. Vedeți că avem team lives, deci dacă murim, pierdem misiunea, deci quiet, da? Și vedeți că au un cont de vizibilitate player în față. Gen să nu se vadă când se moară între ei. Ușor. Deci, scoateți-vă armele cu amortizoare. Acum. Mă, trageți eu nu mi-am pus amortizor pe calaș. Orice ai cu amortizor, nu contează. Dacă ai pistolul ăla, folosești. Gata, am... Am o armă automată, care jucam eu de obicei. Îl omor pe băiețașul ăsta? Da. E ca nu, ca în Wildlands. Uite aia doi, îi vezi? Trage sincronul în dreapta, unul în stânga? Vă merge? Poate da. Sunt pe ținta unuia, dar nu știu care. Care, dreapta sau stânga? Da. Care, dreapta sau stânga? Alegeți. Trag eu în stânga, trage tu ăla din dreapta. Bine? Ok, hai. 3, 2, 1 și... He? He 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 he, mamă, dacă greșim o dată, hai. Uite-l pe ăla pe lung acolo. Păi aveți arme mai bune. Vezi că-s doi, vezi că-s doi, mai e unul. Mai e unul, mai departe acolo, ăla. Nu, n-are mult. A căzut. Da, e jos. Așa. Frate, eu de ce am o boală să nu-mi pun amortizor, ești nebun? Nu, trebuie să ai măcar o armă cu amortizor, că nu știi când ai pistol. Tot așa? Vezi că patrulează unul spre noi, poate? Da, vine unul spre noi. Îl vezi? Uite, uite că vine încoace. Da, trebuie omorât ăla, că o să ne dea de gol. Da, aici bravo. Ăștia dinăuntru. Ăștia dinăuntru. Ia-l pe ăla în albastru. Bine. Hai. Care, că amândoi au albastru. Ăla albastru deschis cu alb. Sau bine. Ce fie aia. Hai. 3, 2, 1 și... Mergi. Trebuie să meargă și mai de bine. De ce ai zis asta? Păi eu am ratat, că eu am crezut că trage Mihai, dar... Nu, eu trageam. Eu trageam, dar în caz că rata cineva. Sunt trei aici, lângă. Facem bypass la ceva de gen, trebuie să... Uite, sunt doi acolo.
știu, ia vezi, ia ne văd de acolo din partea aia? Încă nu. Uite, sunt doi, îl văd pe unul, nu-l văd pe celălalt. Să stăm în cercul ăla galben, să știm. Da. Hash. Hacking. Gata, îi fac hash hacking. Hash și eu? S-au speriat, de ce? Am început hacking-ul, probabil. In that case, s-a început pe house-ul. Apărați, apărați, apărați. Nu. Bun, și el face hack sau ce face? Da, face. A, face. Face, face. Pot să închid aplicația? Pot. Da. Cred. Da, face hack progres. Nu pot să mă uit. Nu-ți dă voie să te uiți în Half-Track să tragi din el decât după ce strână hack-ul. Da, da. Rezolvăm problema. Ce-mi dă mie cineva arme silențioase, frate? Mie nu-mi place. Mie nu-ți place cu armele silențioase, așa e? Deloc. Îmi place așa, să fie gălugie. Eu trag cu armele noi din update. Mamă, frate, frate, este bun. Și că sunt ce secunde. Bune. Gata, mi-a luat și armă de... Dacă nu mai trebuie să fiu silent. Oh, mă, mi-a electrocutat. Ți-a dat taser? Mi-a dat taser, am început, în cazul că nu era hăcuit. Hai. Ok, pune-te la arma aia sus. Hai, Mihai, trage acolo. Ratatatatatatata. Vezi că e un Valkyrie în aer. L-am văzut. Deja trăgeam în el. Mamă, am furat de la armată, să știm. N-am luat-o bine pe aici. Lasă, dai, că te intersectezi acolo, dai. Ce faci stânga? Unde mă intersectezi? Suntem pe sub oase. A, da? Da. Te ocolește. E bine și așa. Vrei să intri în ăsta care-i sentant? Prieten. Băi, un fucking sentant. Mai zici ceva, mă, sunt două valkyrii, te simți bine acum? Mamă, dar ce avem, Doamne, ce avem după noi, Doamne. Poți să trag deasupra, armata e după noi. Buzzard, toate națiile, elicoptere. Vezi că ne luăm rachete. Am luat vreuna? Da, dar trag câși. Tot atât mai câși. Stai, până că mai dau jos tepete, voi? Mamă, câte elicoptere. Stai că trag în buzzard-uri. Mai de capul tău. Te au greu să știi. Bă, nu te urca pe noi. Nu te urca pe noi. Stai acolo. Aoleo. Dacă nu știi aia, dacă nu pot întâmpla, dar nu intru în el, adică nu. Mihai nu cred că mă aude la ce găsit acum. Da, dar au foarte greu. Sunt concentrat aici, să trag. Mă, pleacă, mă. Ce m-a putut să trebuie? Plecați, bă, sărăcilor. Nu e la... E rachetă! Mai bine. Iar poți să faci în rachetă? Poți în aer? Nu, am încercat. Dacă bă, sărăcie. Ah, în sfârșit liniște. Bă, am pierdut decât 10% HP, adică am tras bine. Suntem bine. Mamă, câtă gălăgie. Ce? Băi. Păi ce am zis ce să merg. Uuuu! La Mihai! Marte! Să știi că e una și cu 4 mitraliere. Sunt multe chestii mișto. Asta e cea mai sărcăcioasă, mi se pare. Devine mai puternic, asta cu top upgrade devine mai OP. Am aș? Așa... Și tânga! Mai puțin, avea aici drop pe fundă. Merge frâna de mână la asta? Merge, dar nu cred că are foarte mult folos, sincer să fiu, că n-ai... Cum? Are șenile în spate. Băi, îți vreți să muriți? Glanțe la ofertă, Și asta a fost misiunea specială. Bă, eu sper că v-a plăcut acest episod, un episod foarte special. Hai să strângem și noi foarte multe like-uri la el, dacă v-a plăcut. Nu uitați că în descriere aveți canalele celorlalți, bineînțeles, și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pam! Pam!